fericită că eu sunt cu ochii în 14. Primisem eu un telefon azi noapte pe la 11:30 și fusesem avertizată că or să vină niște prieteni puși pe glume proaste. Pentru a ajunge la această performanță, încă de la 12 noaptea m-am baricadat în casă, am încuiat ușile, am pus pături în geam și mi-am băgat provizii de alimente sub pat. Și am stat cu urechile ciulite să văd, vine cineva? Măi, și scârțea parchetul într-un mod macabru. Apoi auzeam tocuri și aproape eram sigură că intră sora mea cu vreo glumă proastă. Chiar voi nu știți pe sora mea? O știți? Vreți să vin cu ea la emisiune? Da. Am proptit ușa cu un scaun și m-am așezat pe el ca să fiu sigură că nu intră. Măi, și s-a făcut 2 noaptea. Eram fericită că nu m-a păcălit. S-a făcut 3:30, eu tot zâmbeam fericită că nu mi-am luat păcăleala. Pe la 5 dimineața a țipisem pe scaun și am auzit bătaie în ușă. A, gata, acum eu fac ăștia-i mei. Și se aude mătușe mea: Roxana, trezește-te că trebuie să mergi la serviciu, fetiță. Auzi, nu cumva m-au păcălit la telefon și am stat aiurea baricadată în casă. Vremea nu ne păcălește și de aia o iubesc eu. Nici la Timișoara, unde avem 19 grade, în Craiova 18 grade și să vedem păcăleala 17 grade, Galați 17 grade, în Constanța binișor 11 grade, 18 grade la Giurgiu, 18 la Pitești, 17 la Sibiu și la fel astăzi Bucureștiul nu este foarte încântat. Are doar 18 grade în program și este pus pe păcăleală. Prima păcăleală este că am ieșit din criză începând cu ziua de astăzi. Da.